Domnule senator, reprezentați județul Suceava în Senatul României. Cum v-ați hotărât să treceți de la lumea artei la lumea politică, unde lucrurile sunt complet diferite, unde operăm cu realpolitik, deci cu negocieri permanente, nu cu idealuri? Nu am fost niciodată exclusiv în lumea artei. Chiar la început eu am făcut Facultatea de Arte Decorative din cadrul Institutului de Artă Nicolae Grigorescu de pe vremea aceea, secția ceramică sticlă-metal, unde se studiau și tehnologii, tehnologia sticlă, tehnologia metalului, și pe vremea aceea, fiind repartiții la finalul facultății, am luat repartiția la fabrica de sticlă din Suceava. Am fost continuu în contact cu producția, cu industria, și ca să înțelegeți că nu sunt chiar novice în materie de producție, economie, chiar tehnologie, în prima etapă a stagiului, directorul acelei fabrici, un om inteligent, îi punea pe toți stagiarii să facă rotativ, câte o lună prin fiecare compartiment al fabricii. Și a înțeles foarte bine ce înseamnă organizarea unei fabrici mari, 3.000 de oameni, iar după 10 ani, mai exact, în ianuarie 90, am condus fabrica. Am făcut cea mai mare producție din istoria fabricii. Sticlarii de la Buzău au descoperit procedeul Gale. Da, am făcut practică la Buzău când eram student. Și foarte multe vaze de sticlă, model Gale, au umplut România și se vindeau foarte bine la export. Și la export. Care este secretul lui Gale? Pentru că invenția aparținea lui Gale, a fost folosite sub numele acesta Gale, se suflă un vas, un obiect de sticlă, cu straturi de culoare suprapusă, 2, 3, 4, și se atacă după aceea cu acid succesiv. Se izolează cu bitum pe un desen, pătrunde acidul fluorhidric și dizolvă primul strat, al doilea, al treilea, și rămâne pe fiecare strat de culoare un anumit desen. În Senat sunteți membru al Comisiei de Buget, ceea ce înseamnă că în momentul de față vă pregătiți să vedeți care este bugetul pentru anul viitor. Aveți deja vreo proiecție? Ați primit vreun document de la guvern? Sau nu, pur încă și simplu? Nu, încă nu. Guvernul încă nu are o schiță a bugetului pentru anul care urmează. E firesc, acum guvernul are alte probleme. Normal că trebuie făcut o schiță de buget, deși lucrurile, toată lumea înțelege, se așteaptă la stări foarte greu de suportat, având în vedere faptul că în ultimii 2 ani împrumutul a crescut 30 plus încă 30 de miliarde de euro la un istoric de 70 de miliarde, deci aproape încă o dată pe cât era împrumutul. Partea aceasta mai mult decât gravă este că nimeni la ora actuală nu are o previziune în ce condiții, cum, ce fel de Românie va fi capabilă să returneze aceste împrumuturi. Pentru mine e o stare de maximă jenă când știu că nepoțelul meu de 4 ani va plăti ceea ce mâncăm noi acum. Care sunt proiectele legislative pe care le-ați realizat până acum sau proiectele la care ați colaborat cu colegii de partid și au fost depuse la diverse comisii? Eu vă spun doar cel mai frumos, care a fost proiectul meu de suflet. L-am făcut la Suceava cu echipa de acolo. Bineînțeles, l-au semnat și colegii din AUR. Proiectul de lege pentru
suspendarea vânzării activelor strategice ale statului pe perioadă de criză, având în vedere faptul că în perioadele de criză se vinde sub valoarea reală orice activ, orice întreprindere, dacă vrei să o vinzi sau vrei să pui pe bursă acțiuni, nu vei obține un profit real din această vânzare. Proiectul a căzut cu succes. Le mulțumesc colegilor de la PSD care au votat pentru, însă arcul guvernamental majoritar PNL, USR, UDMR au picat acest proiect și în Senat și în Camera Deputaților. Ba, am mai avut și niște mici, să zicem, mici incidente în momentul în care am susținut la Senat acest proiect, pentru că am vorbit despre activele strategice ale statului și un coleg senator de la nu știu care partid din opoziție a luat în derâdere ideea de active strategice și a rostit așa zisele active strategice. Am avut o mulțumire că a luat cuvântul imediat domnul senator Romașcanu și a spus scurt, doar atât vreau să precizez la cuvântul colegului anterior, de la PNL era, că nu e vorba de așa zisele active strategice ale statului, ci de activele strategice ale statului. Portul Constanța, hidroelectrica, nucleară electrica, CEC-Bancul, CFR. Dacă astea nu sunt active strategice, nu știu ce fel de active sunt. Am explicat și faptul că aceste active strategice sunt proprietate publică a statului român, iar scopul lor este acela de a răspunde unor importante nevoi de necesitate publică. Vedeți acum ce a însemnat scumpirea energiei. Dacă ele devin proprietate privată, scopul se va modifica, nu vor mai fi obiective companii pentru rezolvarea necesităților publice, ci vor fi companii pentru obținerea de profit și nu vor mai fi cu siguranță ale statului român, așa cum s-a întâmplat cu Petromul, cu, cum se știe, cu toată industria publică a României, pentru că era proprietate publică. Noi n-am avut în România o perioadă de comunism. Eu n-am fost membru de partid. Puteau să spună că susțin comunismul membrii de partid. În România a fost o economie socialistă, iar proprietatea publică asupra mijloacelor de producție era decretată de însăși președinția României. Acum o să ne confruntăm cu valuri de crize asupra cărora guvernul nu va mai avea control, încât nu deține pârghiile normale într-o democrație de impozitare a companiilor. Atunci, companiile fiind ale statului, statul avea decizie. Acum, dacă nu mai sunt ale statului, statul ar trebui să dețină pârghii eficiente de impozitare pentru a avea asigurat venitul la bugetul de stat. Domnule senator, veniți din lumea artelor. În ce măsură v-ați gândit să îmbunătățiți legislația care există în acest moment pentru domeniul acesta? Există probleme la legea dreptului de autor și acum e în discuție, dar nu este suficient ce va fi, dar va fi ceva mai bine. Însă chiar înființarea acestor uniuni de creație, Uniunea Artiștilor Plastici, a fost înființată printr-un decret lege pe vremea lui Gheorghe Udej și funcționează în baza aceluiași decret și trebuie actualizat.
Acolo se spunea că Uniunea Artiștilor Plastici este continuatoarea sindicatelor artelor frumoase din perioada interbelică, însă era adăugat în decretul lege că scopul este de a oglindi în imagini artistice oameni și fapte, idei și sentimente contemporane ale vremii de atunci. S-a depășit asta chiar de pe vremea socialismului, pentru că Uniunea Artiștilor Plastici era o organizație cu o independență relativă, dar exista o independență relativă. Trebuia să se facă și lucrări cu tematică, dar aveau un segment de libertate în creație și artiștii români din perioada aceea au participat la expoziții internaționale, concursuri internaționale și eu am participat, am luat și premii la aceste concursuri, pentru a putea arăta că în România se face artă. După 90, aceste manifestări artistice internaționale au existat, dar artiștii români au participat din ce în ce mai greu, reducându-se aproape la zero acum participarea. Ceea ce se mai întâmplă este doar prin efort propriu al unor artiști care au posibilitatea să expună, să se manifeste peste hotare. Care este obiectivul acestei modificări pe care doriți să-l aduceți la legea respectivă pentru Uniunea Artiștilor Plastici? Uniunile de creație trebuie să funcționeze în baza unei legi emise de Parlamentul României. Am înțeles. Pentru că nu sunt simple ONG-uri. Mă refer din nou la Uniunea Artiștilor Plastici. Spre deosebire de celelalte uniuni, este o persoană juridică care face servicii culturale cu titlu gratuit societății civile. La un teatru, dacă mergeți, trebuie să plătiți un bilet, da? La cinematograf la fel, dacă vreți o carte, trebuie plătită. Într-o expoziție poate să intre oricine în mod gratuit. Asta este interfața cu publicul și este o interfață gratuită. Asta ar trebui să o avem în vedere și atunci când trebuie susținute prin legislație activitățile de creație, activitățile creative. Uniunea Artiștilor Plastici suferă, are o suferință acută, mai ales în București, de ateliere de creație, pentru că s-au retrocedat multe imobile care funcționau ca și ateliere de creație. Din combinatul fondului plastic a mai rămas turnătoria de bronz și secția care, de culori. Sunt cele mai bune acuarele, mai bune decât cele străine. Ați vorbit despre modificarea legii numărul 8 a drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Da, aici... Ce anume vizați la această lege? Un sculptor are cheltuieli mult mai mari decât un scriitor. Ca să faci un monument, trebuie să ai, în primul rând, un atelier de anumite dimensiuni, care și atunci când nu lucrezi, presupune costuri. După aceea, trebuie să faci față costurilor materialelor. Un scriitor, foarte bine, într-un birou, cu un stilou și cu hârtie, își rezolvă costurile, dar în materie de sculptură, suma aceea care e forfetară nu este suficientă. Există o lege care prevede ca proiectele de monumente de for public să fie avizate de o comisie a Ministerului Culturii. Foarte bine până aici. Problema este însă că această lege nu prevede sancțiuni acolo unde nu se respectă și foarte multe orașe din țară, primării, capitale de județ sau orașe, au pus tot felul de piese chici. Vă întreb de a doua comisie în care sunteți. Știință și tehnologie. Știință și tehnologie. Care sunt ultimele modificări legislative pe care le-ați discutat în această comisie? Eu am propus să luăm contactul și au fost de acord colegii direct și chiar acum o să invităm inventatori, inovatori, să vedem problemele lor concrete, pentru că e o
criză în ceea ce privește finalizarea cercetării științifice. Foarte multe proiecte de cercetare finanțate european s-au finalizat doar cu niște rapoarte. Proiectul de la Măgurele are o problemă în acest moment, sau cel puțin a avut. O parte din colegii mei au văzut, cred că nu se poate face nimic acolo, pentru că s-au întâmplat niște lucruri, nu știu în ce măsură, datorită incompetenței juridice a statului român sau a problemelor de negociere cu italienii. Pentru că a fost transferată decizia de la Măgurele la italieni și investiția, iarăși, a fost cam transferată. Domnule senator, când mergeți acasă în Suceava, vă întâlniți cu oamenii care vin la biroul parlamentar. Care sunt problemele specifice ale zonei pe care vi le aduc la cunoștință? Nu prea vine la biroul parlamentar, știți cum e, astea sunt, așa ar trebui să fie. Mă duc eu pe la ei. Am foarte mulți prieteni care sunt întreprinzători. Cu ei vreau să facem o chestiune pe care au agreat-o. Toți întreprinzătorii mici și medii au o problemă grea de înfruntat. Globalismul. O asociere europeană, pentru că problema este și în Europa de Vest, a întreprinzătorilor medii și mici, pentru ca împreună această asociație să lupte pentru o legislație favorabilă categoriei de întreprinzători mici și mijlocii, căci dacă nu se va elabora o legislație de protecție, ei nu vor face față în viitor.